Bună dimineața! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să mai vorbim puțin despre centrala Viadrus și să aprindem foculețul. Am pus lemnele în centrală. Am vreo două brațe de lemne. Așa mai mici, să zic, așa intră. Și în dimineața asta e foarte, foarte, foarte frig. E căzută și bruma, să zic așa. Lăsăm puțin ca să se aprindă. Al doilea an de folosință a centralei Viadrus de 27 de kW. Foarte mulțumit de ea. Consumul nu are chiar atât de mare, mă așteptam să fie mai mare la centrală, dar nu. Într-adevăr, e nici eu nu merg cu toată casa ca să încălzesc toată casa, merg numai cu jumătate de casă. Am lemne de plop în ea, ăsă verzi, dar merge destul de bine. Nu sunt temperaturi așa foarte, foarte scăzute, să zic. Și face față cu brio. Contează foarte mult la centralele astea, din câte am înțeles, contează foarte mult și cine o face în primul rând și cum o face, stilul de lucru al lui, dacă o face cu bypass, dacă o face cu fără bypass, că sunt care sunt și fără, care nu au bypass la ele și atunci apa din centrală e circulată direct în calorifere și până se încălzește toată apa și circuitul durează foarte mult. Alții lucrează cu bypass și își circulă apa din centrală până se ajunge la temperatura de 45 de grade și îi dă drumul pe coloană. Contează foarte mult dacă ai mai multe calorifere, dacă ai puffer. La mine nu e nevoie de puffer, pentru că eu fac față cu centrala. Probabil cine are mai multe calorifere o să trebuiască puffer la el, pentru că să facă față, să încălzească. Contează foarte mult unde este pusă centrala. Dacă ai o anexă, pentru că am văzut, sunt unii care au de un USB făcut lângă casă sau atunci nu prea multe pretenții, nu poți să ai, așa să zic, într-un fel sau altul. Contează foarte mult dacă e izolată casa, dacă e izolat podul, dacă cam toți factorii ăștia adunați la un loc. Se vede în căldura casei, în ambientul din casă și în consumul de lemne, clar asta. Nici eu nu merg cu toată casa, merg numai cu patru calorifere, pentru că nu am nevoie ca să încălzesc toată casa. Celelalte camere le mai dau drumul din când în când, dar nu este nevoie, am închis caloriferele.
nu este așa nevoie ca să merg cu toată casa și atunci probabil și eu aș avea un consum mai mare de lemn dacă aș merge cu toată casa. Dar eu merg numai cu jumătate de casă, unde stau eu mai mult și unde e bucătăria, unde e baia. Și atunci consumul, pot să zic că cred că e apropiat de consumul unei sobe normale, să zic așa. Eu sunt foarte mulțumit de ea. Am văzut în comentarii că erau diferite păreri, altele proaste, altele... Depind multe chestii, depinde cine face instalația, depinde foarte mult, foarte mulți factori când montez o centrală. I-am luat și ăsta vi l-am mai arătat, sursa neîntreruptibilă și invertor cu undă sinusoidală pură. În cazul în care se ia lumina, vreo 4-5 ore merge pe baterie. Bateria nu e chiar strălucită, își mai face treaba. O mai pun pe tractor, își face treaba, dar vreo 4-5 ore mergi cu ea fără probleme, fără... Dacă ai lemne în sobă peste noapte, se consumă până se termină bateria, dacă rămâi fără lumină, să zic așa, fără curent. Nu am ce să comentez așa prea mult la negative, pentru că eu chiar îți mulțumit. Chiar aș dori cine mai are centrală Viadrus. Am văzut unii pe YouTube-ul ăsta că aici au făcut pentru peleți, pentru se poate adapta într-un fel sau altul, pentru ulei, pentru... Da. În asta poți să bagi și lemne groase, poți să bagi și lemne ca pământ, așa, mai subțiri, poți să bagi și orice. Nu e așa pretențioasă cum e aia cu gazificare. Sunt diferite păreri, dar una peste alta eu sunt foarte mulțumit. Chiar recomand o centrală pentru că ai și apă menajeră caldă, ai și căldură în casă, adică se oferă toate condițiile normale, ca să duci o viață normală, să zic așa. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Și vă doresc o zi frumoasă și pe videoclipul următor. Multă sănătate!